Viorel și Vulpița au ajuns într-o dumbravă minunată, asemeni cu cea a Lizucăi din povestea cu același nume. Acolo, cei doi îndrăgostiți s-au plimbat fericiți pentru prima dată într-o pădure plină de copaci colorați. Am ajuns prin pădure. Dar ce faci cu pădure? Copaci colorați, de galben. Dar poți să-i colorezi și tu? Roșu. Poți să-i colorezi? Păi da, dar ăștia sunt colorați așa, de jos, vedeți? Îți plac? Da. Sunt galben. Ăștia sunt galben. Hai, mai trebuie alba. Uite, au și alba. Păi da, și nu știu ce și-mi fac. Roșu, galben și alba, nu știu ce. E color. Înconjurați de frumusețea copacilor colorați, soții Stegaru s-au comportat ca doi adolescenți. Au admirat culorile deosebite ale arborilor și s-au alergat ca doi copii. Aerul din pădure le-a făcut bine soților Stegaru. La un moment dat, Viorel a găsit un trunchi de copac ce semăna cu un scaun al torturii, plin de țepi. Hai, stai jos! Hai, hai, stai jos! Nu e să caricui! Hai, stai jos! Înțeapă! Eu iau unde? Înțeapă! Ia stai cu! Eu nu cred că e el. Cum e? Cum e, Viorele? Nu înțeapă! Uite! Dacă știi să te așezi, nu înțeapă! Eu nu vreau! Și dacă te pun cu asta? Nu! Eu nu vreau! Nu! Hai, Veronica, încearcă și tu! Cum înțeapă! Într-un final, Viorel a reușit să o așeze pe Vulpița pe trunchiul copacului. Ce senzație ai avut, Veronica? Vulpița și soțul ei au găsit cadrul perfect pentru niște poze cu totul și cu totul speciale. La așa decor natural era și păcat. Vulpița nu a fost ușor de mulțumit și a cerut lui Viorel să-i facă o altă serie de poze. Fără să-i pese de privirile curioșilor, Viorel a continuat să-și fotografieze soția. Gata. Fain, tare. Ia vezi ce-ți place, ce-i acolo. A fost rândul lui Viorel să fie manechin și să-și facă poze cu locul inedit. Ca un adevărat artist, Viorel s-a sprijinit tandru de copacul roșu și l-a îmbrățișat cu foc. După ce au mers agale printre copacii viu colorați, Vulpița și Viorel au ajuns într-o poieniță cu mure. Hai, ia și culege, să văd și eu cum le culegi. Dar vrei să nu te înțepi. Nu mă înțepi. Muri. Aha, bă, dar văd că te pricepi. Stai că asta am. N-am făcut-o. Aaa, păi ce zici că știi să culegi muri, dar când văd că... Eu, domnule, Iochi. Așa. Două muri am cules. Mai am de cules. Am ajuns la mură. Dar nu sunt poapte. Suflă, să vezi cum se curc. Hai, hai, mai cu talent. Hai că mi-ai zis că în 5 minute culegi 20 de mură. Nu, hai să mergi să culegi și de alea roșii. Hai acolo că am văzut eu aici ceva mai frumos. Haide, că merg. Ia să văd dacă îți place aici ce muri. Hai, hopa, aaa. Vezi unde panezi? Oh, mure! Au! Vezi dacă nu ești... Ce-ai pățit, Veronica? Mă-mi țapă! Dacă nu ești atentă, uite! Uite ea! Ați frumos! Eu ți și una neagră cu roșu! Am găsit o mură! E tărcată! Gata, mai lămurit! Uite, stai așa! Ce mai găsit? Tot mură! Tot mură. Băi, dar uite, lasă că-ți dau eu niște mori mult mai frumoase. Că-mi țapă. Ia uite, Veronica, astea, uite. Știi ce sunt alea mușieși? Uite, sunt mai bune, hai te ajunge. Nu, eu mai vreau. Hai că mai avem și altă treabă, trebuie să te duc. Te duc la surpriza care am promis-o. Soțul meu drag, îți oferă aceste emure. Le mâncăm împreună. Aleu, da, să crei. Noapte fată cu cercei de smoală, ți-am pus toate visele în poală. Că dai porumbei, privim stelele. Îmbrățișați, mai amorezați ca niciodată, Vulpița și Viorel și-au trăit dragostea sub o ploaie de stele. Fiecare stea le-a încălzit și mai tare inima, iar cerul iubirii lor s-a luminat de surprizele romantice pe care cei doi și le-au făcut. Prima care a dat startul nopții de poveste a fost Veronica. Pregătesc o surpriză lui Viorel. Ce surpriză? Va urma ceva frumos. Pas cu pas, Veronica a aprins fiecare lumânare și le-a așezat cu dragoste în formă de inimă. O inimă imensă, așa cum spune că este dragostea pe care i-o poartă lui Viorel. Iar când totul a fost pregătit, Vulpița a întâmpinat câteva probleme. Stai că nu știu ce are și ce este acolo și nu zic. Nu merge. Dar gata, s-a oprit. S-a oprit, dar nu mai merge. După ce a pus totul la punct, Veronica și-a adus soțul legat la ochi. Viorel nici nu se gândea ce surpriză l-aștepta la miezul nopții. Viorele, uite, te-am adus aici, am o surpriză pentru tine. Hai, dă-ți visele la ochi. Hai cu mine! Și aici o șatră de țigan. Mulțumit de surpriza soției lui, Viorel a profitat de decorul de vis pregătit de Veronica și a vrut să-i facă și el o surpriză. Da, pe mă duci. Eu în apă. Hai, mai în față. Așa. Stai jos. Stai jos. Așa. Așa. Ia zi, ce surpriză crezi că te așteaptă? Nu știu. Surpriză bună sau surpriză rea? Cred că bună. Viorel i-a luat mâna de la ochii Veronicăi, i-a spus să țină ochii închiși până îi spune el să-i deschidă. Iar atunci când i-a deschis... Ce ai văzut acolo? Ce ai găsit acolo? Ceva drăguț, șampanii și niște struguri, niște prăjituri. Ce ai găsit acolo? O blindă. Un bilețel. Ești cea mai frumoasă femeie. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ar fi prima oară. După ce a citit bilețelul, lângă Veronica a venit și Viorel. Cei doi au desfăcut o sticlă de șampanie pentru copii și au glumit ca doi îndrăgostiți la prima întâlnire. Patinde cu dop. Nu dați pe mine încolo. Gata. Deci o venit pentru iubirea noastră. Da. Romantic, că dai porumbei, privim stelele. Ai, Viorele, mai cu viață, mamă. Când ne plânge dimineața, hai că dai porumbei. Stai! Stai! Uite așa se vede și în stelele. Care stele? Stele căzătoare, să-mi pui și eu o dorință. Cei doi soți amorezați au privit minute în șir cerul înstelat, și-au pus dorințe și și-au făcut declarații de dragoste. Așa s-a încheiat seara pentru cel mai faimos cuplu.